Teoretic, biserica ar trebui să susțină educația, sănătatea și să vegheze asupra sprijinului pe care ar trebui să îl acordăm aproapelui. Cu toate acestea, doar în ultimii ani au fost construite sute de biserici, nu școli în care copiii să învețe, spitale în care bolnavii să fie tratați sau centre speciale în care oamenii săraci să găsească un adăpost. Efectul? Un sistem mediocru și bolnav care se zbate la rândul său să supraviețuiască, în timp ce bisericile care de altfel se găsesc și câte două sau chiar trei într-un singur cartier sunt pustii. Ce se întâmplă de fapt? Care sunt interesele în situații de genul acesta? Face sau nu biserica jocul politicii? Să vedem ce părere au locuitorii suceveni despre această afirmație. Nu am nicio părere. Mă abțin. Dar nu cred. Eu după mine zic că nu face jocul politice totuși, nu. Eu așa cred eu. Eu după părerea mea, nu știu, părerea altuia, că nu face jocul politic. Nu. Nu. Biserica face jocul politic, ar trebui să reflecte mai mult asupra bisericii. Deci să mai mult de biserică decât de politică, părerea mea. Și considerați că biserica într-adevăr face jocul politicii, că se implică în ceea ce înseamnă politică? Pe alocuri. Deci sunt pe alocuri, se poate, deci face jocul de politicii. Pe alocuri cum ar fi? Deci să nu se, deci biserica să-și vadă de treburile ei, nu se implice, să lasă cetățeanul hotărască și nu biserica. Dacă oamenii ar asculta 10 porunci, cred că ar fi totul ok. Nu-i frumos, biserica trebuie să-ți vadă de treburile lor, ortodoxe, de care sunt. Nu-i bună treaba asta, nu-i corect. Și spuneți-mi, vă rog, credeți că biserica într-adevăr se implică în ceea ce înseamnă politică? Nu toți preoți, o serie din ei care umblă după bani. Care umblă după bani să bagă și în politică, care nu-ți văd de treaba lor în biserica lor, e bine. Considerați că ar fi nevoie de anumite principii religioase pentru a conduce din punct de vedere politic o țară? Eu zic că nu. Credința să-ți vadă de treaba ei și politica de treaba lor. Că atunci nu iese nimic în țară. Atunci iese haos cum este până acum. Haos în țară. La noi e haos în țară acum. Nu e politică să fie condusă ca lumea, țara. Și ce considerați că ar trebui să schimbe politicienii în România? Să fie niște oameni serioși și pe scurt. Dacă sunt niște oameni serioși și să aduc acolo pentru țară, nu pentru furat, atunci este și țara merge bine, dar până atunci nimic. În concluzie, deși părerile sunt împărțite, majoritatea a afirmat că cel mai bine este ca biserica să își vadă de treaba ei, în contextul în care nu de puține ori au fost nenumărate cazuri de politicieni care au manipulat prin intermediul preoților. Având în vedere că biserica este puternic imprimată în conștiința umană și considerându-se că preoții sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ, este de la sine înțeles de ce politicienii au ales acest mod subtil de influențare.